Cei care s-au născut în zodia Taurului vor avea parte de tranzitul planetei Venus în zodia Gemenilor, eveniment care se va petrece începând cu 24 aprilie pe casa a doua a banilor. Teoretic nu este un aspect prost, practic este un aspect vulnerabil care dă destulă instabilitate, care alimentează speranțele și bucuriile false sau entuziasmul gratuit ori liniștirea înainte de vreme. Se calmează la gândul că mâine sau poimine cineva le-a promis un ajutor, un împrumut, dar acela nu vine. De aceea, vigilența și răbdarea ar trebui să fie stările cele mai înțelepte și adecvate în acest moment. Nici pesimism, nici tragism, nici alarmism, ci obiectivitate, adecvare la situație, fără exuberanță deplasată. Planeta Venus în semnul Gemenilor poate să le dea posibilitatea de a avea o discuție profitabilă pe o temă salarială. Sau, dacă este vorba de un loc nou de muncă, taurii pot să justifice pretențiile lor într-un chip fericit, convingător și cu succes. Săptămâna prezintă următoarea distribuție astrală pe 23 și 24 aprilie dimineața. Se poate vorbi de oarecare interes sau de intervenție autoritară acasă, la domiciliu, în gospodărie, ori în familie, în relația cu unele rude. Între 24 aprilie după masa și 27 aprilie, luna se va afla în casa a cincea, a sentimentelor, a relațiilor cu copiii și poate să aducă destul de multă temeinicie, spirit practic, inspirație cu privire la gesturile concrete pe care trebuie să le facă și destul de multă preocupare cu privire la felul în care trebuie să intervină în creșterea și educarea copiilor în domenii mai speciale, cum ar fi alimentația, îmbrăcămintea, divertismentul, activitățile extrașcolare și acestea nu de divertisment, ci de dezvoltare și de conturarea unei personalități, cum ar fi activitățile muzicale, sportive, cele care să le permită copiilor să-și identifice ori să-și reveleze un talent, o înclinație, o însușire practică sau o capacitate de exprimare specială într-un chip pe care la școală nu îl poate rezolva. Între 27 aprilie seara și 29 aprilie până la prânz, elementele astrale sunt relativ favorabile activității desfășurate la locul de muncă. Doar că aceasta este torpilată de informații, le-aș denumi suspecte, sau care nu trebuie să fie luate în serios. Pentru că ele au o doză de provocare, de absurd, de nesinceritate sau de grozăveală. Vin unii și se laudă că știu ei, că au aflat ei ce urmează să se întâmple la locul de muncă, cum vine un șef nou, cum pleacă cel actual în funcție, cum o să ia locul un altul dintre colegi și să vezi ce o să fie. Nu intrați în plasa acestor bârfe, cum am spus, adineauri sau provocări. Pe de altă parte, există în afara bursei zvonurilor, există și posibilitatea ca nativii din semnul Taurului să afle ceva real. Ei, aici este o chestiune de bun simț și de logică și este nevoie ca Taurii să facă o disociere precisă, să delimiteze fantezia și fanfaronada de realitatea și de plauzibilitatea unor informații. S-ar putea ca totuși unele persoane să nu fie din rândul celor irresponsabili care răspândesc zvonuri de dragul de a se da mari și informații. S-ar putea să fie vorba și de avertismente sau de un fel de a-i se atrage atenția celui născut în Taur, mai mult sau mai puțin discret,
cu privire la ce ar trebui să facă sau la ce ar trebui să se gândească dacă într-un viitor s-ar produce evenimentele sugerate în conținutul acelei știri. Din punctul de vedere al sănătății, între 27 și 29 aprilie, locurile din organism solicitate sunt cele referitoare la cap, la toate organele și implicit la fiziologia organelor de simț. Tulburări de auz, de vedere, de vorbire, de exprimare, de gândire, disfuncții cerebrale mici, puse de hipertensiune, insomnii, nervozitate și agitație sau stări de iritare nemotivată, care pe unii mai grijulii cu privire la felul lor de a se purta și de a fi priviți și înțeleși de cei din jur, să apeleze la calmante pentru a nu face o figură neplăcută, dezagreabilă în jur. În a doua parte a zilei de 29 aprilie, luna își va începe traseul prin Scorpion și se pregătește ca în următoarele ore să alcătuiască faza de lună nouă în Scorpion. Este vorba de un eveniment important pentru acești nativi și chiar dacă el nu se va petrece în seara zilei de 29, ci la câteva ore după, pe 30 aprilie, totuși taurii se află pe un aspect în ascensiune, în crescendo spre această etapă, deci îi pregătește spre momentul culminant care să-i aducă în fața unei situații de apogeu. Ceva va atinge o culme, un conflict, o stare de tensiune, o nemulțumire, o convulsie partenerială. Contextul va beneficia, dar va beneficia între ghilimele, de complicitatea planetei Jupiter, care este retrogradă într-o poziție proastă în Scorpion. În felul acesta se poate vorbi de o axă a caselor 1 și 7 pusă destul de bine la încercare, de tranzitul lunii, de viitoarea lună nouă, de relația Soare-Jupiter. Primul sfat al celui care vă vorbește din perspectiva astrală este să nu intrați în conflicte, să nu faceți absolut nimic din ceea ce ar putea să conducă la amplificarea unei animozități, a unei antipatii sau a unei ostilități. Deocamdată la acest nivel, acest tip de relații poate să fie controlat, ținut în frâu sau gestionat chiar pe fondul unei crize vizibile. Dar dacă el este amplificat, atunci sigur că va fi nevoie de gesturi cu altă valoare și sentimentală și afectivă și cu altă miză socială și implicit cu alt efect și aceia vor riposta la rândul lor și uite așa se ajunge în situații dintre cele mai complicate. Este total neindicat să faceți acele gesturi, cum ar fi cuvinte, fraze sau atitudini, ori măsuri, ori decizii scrise, cum ar fi, eu știu, comunicatele, reclamațiile, memoriile, declarațiile publice împotriva cuiva. Acum, oricât de îndreptățit ar fi un taur, oricât de adevărat ar fi situația pe care el vrea să o pună pe tapet, nu este momentul din punct de vedere astral. Cu siguranță nu așteptați alte zile. În final, pentru a dezvălui niște lucruri de o importanță mare și reală, se pot aștepta 2-3 zile până când se trece într-un alt context. Săptămâna le aduce acestor nativi și activitatea lui Mercur, care este un Mercur captiv, îl denumesc eu, în casa a 12-a, în așa fel încât multe dintre lucrurile pe care ei ar vrea să le spună nu pot, brusc au o reticență. Alte ori simt că nu sunt stăpân pe situație și atunci renunță, ceea ce este chiar un lucru înțelept. Și mai este și a treia ipostază, vor să vorbească, știu ce vor să spună și au asumat riscurile, dar nu li se permite. Din varii condiții nu se ajunge la contextul necesar în care ei să formuleze ceea ce au de spus, un reproș, o cerere, etc. Acest Mercur captiv le dă o stare
reală de iritare, ei sesizează că sunt în permanență în discrepanță și în disonanță cu cei din jur. Ori de câte ori vor să vorbească, aceia nu sunt, au treabă, nu pot, îi refuză, îi întrerup, nu vin la întâlnire, mă rog, situațiile cotidiene, frecvente și justificate. Săptămâna în sine le mai aduce, mai ales în răstimpul 24-27 aprilie, beneficiul modest al unui trigon regal pe semne de pământ, alcătuit din soare în taur, lună în fecioară și cei patru malefici în capricorn. Ce poate ieși din combinația aceasta începe să depindă în foarte mare măsură și de harta personală a fiecăruia, care poate să rezoneze un pic mai bine sau un pic mai rău, în funcție de locul în care cade greutatea acestor malefici și să facă față acestor provocări cu succes sau, dimpotrivă, să fie vorba de un eșec mai mic sau mai mare.